Salutare, dragi prieteni, suntem în Roma, în gara Termini, o gară modernizată. Și așa cum am făcut de fiecare dată când am fost în diaspora, în marile orașe, filmez. Cu siguranță, mulți dintre cei care mă urmăriți sunteți din Roma, sunteți din Italia, ați trecut pe aici, ați văzut cum arată această gară. Mulți cei din diaspora ați văzut cu siguranță cum trebuie să arată o gară, dar eu filmez 5-10 minute. O să vă las cu atmosfera, cu imaginile de aici, astfel încât să vadă și cei din țară cam cum ar fi trebuit să arate și România toate gările. Gara de nord din București ar fi trebuit să arate exact așa. Gara din Timișoara, gara din Cluj, toate gările ar fi trebuit să arate exact așa dacă aveam o țară normală, oameni. Dacă aveam o țară normală, așa ar fi trebuit să arate. Haideți să le primăm puțin prin gara din Roma. Da. Vorbim despre gara Termini. Este cea mai mare gară din capitala Italiei. Este principala gară și aici se termină căile ferate. Seamănă foarte mult, așa, din punct de vedere al, nu știu, nici nu știu cum să zic, nu pot să zic infrastructură feroviară, că o să sară ceferiștii pe mine, dar pe hartă, dacă te uiți pe harta Romei și vezi gara Termini, o să vezi că seamănă foarte mult cu poziția gării de nord din București. Deci se termină, asta înseamnă și Termini, se termină calea ferată italiană aici și asta este gara, gara principală din capitala Italiei. Acestea sunt imaginile. Vi le pun ca să vă să se uite la ele toți cei care n-au ieșit din țară, toți cei care încă susțin hoți, toți cei care susțin ciuma roșie și care nu înțeleg, pur și simplu cred eu că nu înțeleg din ce motive țara noastră este așa cum este, da? Vedeți, sunt mai multe magazine pe mai multe rânduri și sus este terasa, food and lounge, cafenele, restaurante și așa mai departe. Haideți să mergem cu... Stați așa. Ha, aici. Luăm scările și mergem sus la food and lounge ca să vedeți. Sigur, dacă nu v-aș fi spus că suntem în gară, probabil că cei care nu sunt din Italia și care n-au trecut pe aici ar fi crezut că suntem într-un mall undeva. Nu suntem într-un mall, dragii mei, suntem în gară, da? Cum e gara de nord din București, așa este această gara Termini din Roma, din capitala Italiei. Și aici sunt și peroanele, interesant. Accesul direct la peroane. Hai să vedem unde este partea de food and lunch. Cred că trebuie să urcăm și mai sus, da? Cred că trebuie să urcăm și mai sus. Trenul nostru Napoli 2050. Da, hai că ne uităm după aceea la tren. Haideți să vedem și mai sus. Ce este și mai sus? Aha, ia uitați, aici este și McDonald's. Foarte frumos. Gara centrală din Roma. Hai să mergem și mai sus cu un etaj ca să explorăm, că sus înțeleg că sunt alte restaurante față de McDonald's. Și ce este pe acolo? Ia uitați, Freccia Lounge. Eu urmează să călătoresc cu Freccia Rossa. Rossa este un tren de mare viteză care va face, din câte am înțeles eu, în vreo 3 ore aproape 800 de kilometri. Mi-a explicat fata care mi-a vândut biletul. Nu vreau să vă zic cât m-a costat biletul. Noroc cu susținătorii de pe Patreon, că altfel nu aș fi putut să îmi permit să fac această deplasare rapidă, astfel încât să fiu astăzi seara la Roma, mâine dimineață la Milano. Da? Ia uitați-vă aici. Foarte interesant. Da.